Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Acum, momentan, sunt la primul stop, după cum v-am spus că astăzi fac pe taxi. Astăzi am job de Uber. Am venit cu informații din gala din 11 august și să știți că sunt, wow, surprinzătoare. Avem surprize foarte, foarte mari, lucruri la care nu ne-am fi așteptat. Eliminare, dar și favorit al publicului. Așa că apăsăm pe butonașul de subscribe și trecem la discuția noastră, pentru că sunt sigur că și voi vreți să știți cu exactitate ce s-a întâmplat în gala din 11 august. Cred că cu toți ați fost nerăbdători să aflați cine este favoritul publicului și cine a fost eliminat după ce am avut o pauză de 2 săptămâni de la filmări, pentru că concurenții au fost în vacanță. Ultimii favoriți au fost Patrick în 28, iar Roberta va fi pe 4 august, momente în care cele două gale s-au filmat la distanță mică, probabil de câteva zile, pentru că atunci se filma la foc automat înainte de vacanță. Însă acum, după 2 săptămâni, timp în care s-a votat masiv, cu toții aseară am crezut că Robert este cel care a câștigat cecul și cam așa s-a dat informația, însă am avut o surpriză foarte, foarte mare. Așa că, dragilor, din ultimele informații pe care le-am aflat, favoritul publicului din 11 august este Teodora. Așadar, dragilor, nu îmi vine să cred, favorita publicului Teodora. Se pare că nu este Robert, ci uite că avem o surpriză după ce am avut-o pe Roberta, sau după ce o să o avem, mai exact, pe Roberta în 4 august, în 11 o nouă concurentă, Teodora. Se pare că aceasta are foarte mulți susținători cu muzica și cu toate astea pe Facebook, după cum vedem. Am înțeles că a avut și o creștere substanțial de mare în mediul online, pe rețelele de socializare, și probabil aici se vede de unde provine susținerea acesteia și probabil voturile. Dacă în 4 august vom vedea fețele fetelor celor care sunt în conflict cu Roberta și aceasta va lua cecul, sunt curios acum, după ce am văzut că Rebecca are mai nou un conflict cu Teodora, aceasta nu o suportă, cum va reacționa în momentul în care pe 11 august cecul îi va fi înmânat Teodorei. Sunt foarte, foarte curios. Am făcut și un live și am văzut că lumea este puțin cam nemulțumită, pentru că Teodora nu a demonstrat absolut nimic în casă și a luat cecul cam rapid, însă cecul se dă celui mai votat concurent, iar dacă banii au fost investiți în Teodora, de acolo vine și răsplata. Cred că cel mai trist în situația asta este Patrick, după cum îi spunea și lui Robert ieri la biliard, că are o situație nu prea bună în momentul de față, este într-un moment al vieții nu prea bun. Asta probabil pentru că are relații afară și trebuie să stea în emisiune, iar acum, probabil văzând succesul Teodorei, cu siguranță îi va părea și mai mult rău, pentru că cu aceasta, sincer, ar fi putut lupta pentru finală. Stau acum și mă gândesc că nu a mai fost niciodată din toate sezoanele din istoria emisiunii Casa Iubirii un concurent care să intre pe parcursul emisiunii și să aibă un astfel de impact, mai ales spre sfârșitul emisiunii, câștigător de cec. Totuși, nu bag mâna în foc pentru aceste informații, iar nu vreau ca, dacă cumva sunt altfel, să fiu după acuzat că dau informații false, dar din ce se spune și din toate sursele credibile, cam așa este. Mergând mai departe cu gala, pentru că am avut o gală cu eliminare, vom afla și cine a fost eliminat. Așadar, după cum am spus probabil în vlogurile trecute, dacă mai țineți minte, că la eliminare ar putea fi propuși Gagea, Bogdan, dar probabil și Alexandra, se pare că Bogdan a fost cel eliminat. Deși am avut o informație pe gala din 28 că acesta va pleca acasă, se pare că atunci nu a plecat, însă zilele lui au fost numărate. Se pare că cei din staff s-au plictisit de Bogdan, iar faptul că acesta a refuzat-o pe Francesca cumva a fost ultima picătură care a umplut paharul. De-a lungul șederii lui în casă, acesta refuzându-le atât pe Bianca, cât și pe Andreea Moromete, pe Denisa și acum pe Francesca, lucru care nu a fost pe placul producției.
Bogdan nu este Patrick, nu este favoritul staffului, doar Patrick își permite să refuze toate fetele și să stea bine mersi în casă și să mai fie și premiat cu cec. Însă Bogdan se pare că până aici i-a fost. Totuși l-am văzut oricum în ultima vreme că nu a mai fost acel Bogdan din cunoașterea cu Rebecca. Momentele în care el făcea glume și ne făcea ziua mai bună, ne făcea să ne amuzăm în fiecare zi când acesta discuta ba pe conexiune, ba mai venea așa cu câte o perlă. Și din câte am înțeles, în gală acesta a cerut să fie votat. Da, el a cerut să fie votat și el a spus că își dorește să plece acasă. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit. Nu știu încă cu cine a fost în față, dar în momentul în care voi afla, voi reveni cu un nou vlog și vă voi spune. Așadar, dragilor, am ajuns la sfârșitul vlogului. Spuneți-mi și voi ce părere aveți despre aceste bombe. Pentru mine, atât eliminarea, cât și favoritul publicului, dar în proporție mult mai mare, favoritul publicului este o surpriză. Acum, este o surpriză plăcută sau nu? Să-mi spuneți părerea voastră în comentarii dacă vă convine despre cine a luat cecul de această dată. Și să-mi spuneți și dacă vă pare rău de Bogdan. Lăsați-mi părerea voastră acolo. Am pornit din nou la drum, la următoarele magazine. Astăzi sunt Taxi Sorin, din păcate. Știți că v-am spus în vlogul trecut de dimineață. Le-am luat de nou pe doamne și mergem înainte, că cine știe ce-și vor mai cumpăra. După cum am spus, lăsați-mi părerea voastră în comentarii și dacă ați ajuns până aici, apăsați pe butonașul de... Like și subscribe! Like și subscribe și, bineînțeles, nu uitați de părerea voastră în comentarii, pentru că pentru mine contează foarte mult să știu ce părere aveți. Vă pup din suflet! Stai așa, mamă. Vă doresc o zi bună, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că mă urmăriți și acum... Vă doresc o zi binecuvântată, pupici, un like și un subscribe, acolo alături de băiatul meu. Hai să vedem dacă vlogul ăsta trece de 1000 de like-uri. Aveți grijă de mama. V-am pupat, ceau!